Salutare, oameni buni, la următoarea provocare. Se apropie de această intersecție trei autoturisme, dintre care unul roșu, altul verde și unul albastru, iar cel roșu este destinat instruirii conducătorilor auto și la volanul căruia se află un elev. Autoturismul roșu a virat la dreapta. Autoturismul verde a virat la stânga, iar autoturismul albastru a efectuat manevra de întoarcere. Care din acești trei conducători au efectuat această manevră regulamentară? Lăsați în comentarii deja cum s-a creat și tradiția noastră doar un simbol al inimii de culoarea autoturismului care a efectuat manevră regulamentar. Iar până la sfârșitul săptămânii neapărat aflăm și răspunsul. Vă urez mult succes și o săptămână cât mai bună!